În meseria asta e bine să ai cât mai multe unelte la dispoziție, mai ales pentru pacienții în acut. Și terapia miofascială este una dintre cele mai bune pentru că nu implică foarte multă mișcare din partea pacientului și poți adapta foarte ușor tehnicile pentru orice parte a corpului. Contraindicații nu are, în sensul că poate fi lucrată și poate fi adaptată pentru orice fel de pacient și nu te influențează foarte mult stadiul de cât de acut sau cronic este în momentul în care vine în sală. O putem aplica în orice fel de patologie, începând cu ortopedie și terminând cu tot ce ține de coloană lombară, cervicală, toate articulațiile, avem câte o tehnică pentru fiecare. Terapia miofascială se adresează în principal fascilor care leagă toate structurile din corpul nostru. Spre exemplu, de aici, din baza cranului, există un sistem fascial care se duce până în călcâie. Și pe parcursul lui, orice fel de problemă în structurile anatomice sau traumatism sau durere cronică sau acută, aduc modificări în această fascie și terapia miofascială caută să regleze toate tensiunile astea și să lase corpul cumva să se reseteze și mai ales aduce foarte multă relaxare în sistem, fie muscular, fie fascial. Noi am încercat să o includem în programul nostru kinetic, în sensul că nu este făcută tot timpul doar ea, ci este inclusă în programul de recuperare. Există și cazuri în care este nevoie de mai mult timp, dar în principal încercăm să testăm și să reglăm pe măsură ce lucrăm cu pacientul. Bun. Încă un avantaj foarte mare este acela că în stadiu acut îmi pot aduce pacientul prin aceste tehnici la un nivel la care el să poată să înceapă să facă exercițiile de care are nevoie să se recupereze.